Bună seara și bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe I. Începem săptămâna în forță astăzi cu problema majoră pe care o avem în județul Gorj. Tot ceea ce este identificat în jurul complexului energetic Oltenia este vital din punct de vedere economic pentru noi, că orice disfuncționalitate pe care o înregistrăm aici automat are repercursiune asupra vieții noastre individuale a tuturor. Ceea ce înseamnă că aproape cu toți ar trebui să fim responsabili de bunul mers în complexul energetic Oltenia și în măsurile posibilităților pe care le avem fiecare dintre noi, cu puteri mai mari sau cu puteri mai mici, să ne implicăm vis-a-vis de tot ce înseamnă activitatea acestei unități. Astăzi vom vorbi despre complexul energetic Oltenia, care se află pe muchie de cuțit, pe de o parte datorită majorării aberante a prețurilor la certificatele de carbon, pe de altă parte datorită grelei moșteniri pe care a primit-o actuala conducere, pentru că aproape 10 ani de zile am vorbit doar de diminuări ale veniturilor și nici de cum de creștere salariale. Pe de altă parte, vorbim de oarecare instabilitate care există atât la nivelul managementului cât și la nivelul sindicatelor, pentru că sunt interese ale celor care au coordonat în perioada trecută firmele abonate la banii din CEO să continue și să prospere, pentru că ușor, ușor economiile pe care le-au făcut în această perioadă de aproximativ 2 ani de zile se diminuează și oamenii au nevoie de capitaluri noi. Cum poți face astfel decât destabilizând sindicatele și administrația care ușor, ușor încearcă să redeseze această activitate? Așadar, detaliile de culise le vom dezbate împreună cu dumneavoastră, dar și cu invitații noștri din această seară. Și pentru acest lucru puteți intra în legătură telefonică directă cu noi. Colegii mei au afișat pe ecranele dumneavoastră numărul de telefon și de asemenea pe online ne puteți găsi acolo, pe Facebook, Acces TV vă stăm la dispoziție prin toate mesajele și prin toate comentariile pe care dumneavoastră doriți să le trimiteți. Astăzi în fața dumneavoastră despre complexul energetic Oltenia vom discuta împreună cu președintele Federației Naționale Mine Energie, domnul Dumitru Purvulescu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Și cu domnul Bogdan Bejinaru, lider al Sindicatului Liber al Salariaților din Complexul Energetic Oltenia. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și respectătorilor dumneavoastră! Aș vrea prima dată să începem să vorbim despre sindicate și anume am văzut oarecare divizare existentă în ultima perioadă. Există anumite persoane care au interese vis-a-vis de această mișcare sindicală care până la urmă, după aproape 10 ani de zile în care am vorbit numai de pierdere salariare, au vorbit și ați câștigat practic numai negocierilor pe care le-ați făcut la contractul colectiv de muncă pentru prima oară după 10 ani de zile anumite venituri pentru salariații dumneavoastră din cadrul complexului energetic Oltenia. Ce se întâmplă, cine are interese și, pe de altă parte, deocamdată, din câte se vede, acționează pumnul de fier în mănușa de catifea. Deocamdată nu este la nivel vizibil, ci undeva în culise. Ce se întâmplă? Haideți să facem un scurt parcurs al acestor evenimente. Păi, pot să spun că startul acestor evenimente a fost dat încă din 2013. An în care a fost inițiată divizarea Federației Naționale Mine Energie. Și foarte bine că la data aceea Federația Naționale Mine Energie în complexul energetic Oltenia, societate nouă înființată în 31 mai 2012, reprezenta aproximativ 92% din majoritatea era. Da, super majoritatea. Cineva a dorit a se diminua forța sindicală a acelei federații și știți ce a urmat? Bine, și cu ajutorul instituțiilor statului de la timpul ăla. Pentru că să nu uităm cine conducea România și ce implicații erau în Gorj aceste conduceri. Din păcate au trecut anii și mulți colegi nu au înțeles că această divizare continuă nu poate duce decât la deservicii pentru membru de sindicat, pentru salariatul simplu al acestei societăți. Chiar dacă au fost pași timizi de, hai să zic, de microfuziuni între diverse entități sindicale, acestea au fost și limitate și fără o pondere însemnată în activitatea sindicală din CEO. Dar, văzând istoric toată această situație, cred că ar trebui să dea de gândit la toți salariații că nimic nu se poate obține maximizând efectul pentru ei, pentru salariați, decât de o mișcare sindicală cât de cât unită. O mișcare sindicală divizată nu poate decât să ducă la
cum să zic, la îndeplinirea unor orgolii personale a unor indivizi. Și atât. În detrimentul celor mulți care vor pierde pe toate liniile. Asta a fost întotdeauna. Bine, cineva are un interes, pentru că știi, cine stăpânește, ala are interesul să împartă lumea. Acum Dumnezeu știe cine stăpânește și cine are interesul să ducă pe unii și pe alții într-o direcție și într-alta. Da, pe unii duce în derizoriu, pe alții către cornul abundenței. Și o altă chestiune care totuși ne la locul ei este lupta asta de a ieși mereu unii în față. Eu am mai spus-o și o repet, mișcarea sindicală se face în cadrul organizat. Dacă eu ca persoană am o idee, indiferent de funcția sindicală care o am, de la simplu membru până la președinte de sindicat, de federație, o fac în cadrul organizat. Mă susțin cu argumente, colegii mei mă îmbrățișează, merge mai departe până ea devine ideea grupului. Pentru că una este să fie ideea grupului sub raport instituțional, alta este să ai iluzia că ideea unui grup, da, grup aleatoriu, grup care nu ai o putere asupra lui de motivare, putere de organizare pentru a obține acel ceva. Eu cred că în timp toate chestiunile astea mici se pot rezolva, dar cu condiția ca cei care au orgolii mari să renunțe la ele sau să și le diminueze. Și credeți că o vor face pentru binele celor care trebuie să-i reprezinte? Ar trebui să o facă, pentru că ar trebui să gândească la faptul că ei reprezintă salariați și nu se reprezintă pe sine. Dacă eu m-aș reprezenta numai pe mine, aș avea dreptul să promovez orice, oricum, pentru că aș fi afectat numai eu. Dar în momentul în care reprezint mai mulți colegi, trebuie să fiu responsabil în fața lor. Și responsabilitatea o dă grupul. Adică grupul trebuie să îl convinc că am dreptate, că merg cu ideea mai departe, că mi-o susține, pentru că una este o susținere de grup a unei idei, a unei acțiuni, cealaltă este o susținere individuală sau o susținere de asta metafizică, adică hai că vedem cine mă susține, eterul. Da, aveți dreptate în ceea ce spuneți și lucrurile acestea ar trebui reglementate până nu e prea târziu. Pentru că numai astfel, pentru astfel de uvertură, se pot insinua diverse persoane care se ducă la dezbinarea acestei mișcări sindicale care și-a avut de suferit foarte mult în, no, dar în urma ce... Eu pot să vă spun că mișcarea sindicală, cel puțin așa divizată cum e ea, cum o percepeți dumneavoastră, nu cred că se va diviza în continuare. Pentru că până la urmă, chiar dacă cineva e mai vocal în spațiu public, până la urmă trebuie să meargă în grupul lui și acolo să-și dezbată acea idee. De aia poate fi îmbrățișată și cu ea să meargă mai departe grupul respectiv sau să nu fie îmbrățișată. Domnul Bejinaru, stabilitatea sindicatelor din cadrul complexului energetic Oltenia și relația pe care o are cu managementul, cum o percepeți dumneavoastră că se desfășoară la ora actuală? Vis-a-vis de declinul mișcării sindicale, când am... Acum părerea mea că am luat-o în sus, mișcarea sindicală ușor-ușor se regrupează, strânge rândurile. De exemplu, la JIL suntem trei sindicate mici, eu și cu sindicatul care reprezint eu și încă un sindicat de 240 de oameni. Deja am vorbit pentru unificarea sindicatului început cu 1 ianuarie, am bătut palma, sunt chestii de detaliu și de statut pe care le discutăm și sperăm. Deci e clar că nu se mai vorbește aici de orgolii personale, adică avem o mișcare, frate, tu ești șef acolo, eu șef acolo, eu șef acolo, eu n-am și avut ținem divizați. Eu n-am avut niciodată orgolii personale. Eu mi-am făcut sindicatul meu împreună cu domnul Gârjoabă în momentul în care Adrian Marciuc, liderul FNM, cum era la vremea aia de la Jilz, nu ne-a apărat partea noastră de TESA. În primul rând că eu vin de la TESA, nu am nimic de ascuns. Atunci cu măcelărirea salariilor, când au pierdut oamenii și 1000 de lei și 1500, depinde cum aveau fiecare, și oameni care erau buni profesional, ei terfelii de aia adus la salarii de debutant. Atunci a apărut nevoia de o contrapondere la sindicatele mari. Dar în momentul de față,
clar și noi sindicatele, noi suntem conștienți că trebuie o mișcare sindicală puternică. Chiar dacă sunt patru federații la masă, nu este nicio problemă. Dar nu mai merge cu sindicat de 30 de persoane, de 50 de persoane, nici eu am 270 și v-am spus celălalt de 240 și mai este încă unul de 120 în jilt. Sunt ceva discuții și acolo, acolo e o problemă mai delicată că sunt la altă federație. Dar deja, dacă noi dăm semnalul și facem un sindicat de aproape 500 de oameni în jilt, deja 500 de oameni nu mai e sindicat. E o forță, da. Da, deja 500 de oameni vorbim de altfel de sindicat. Eu m-am înțeles cu domnul Ion Popescu. El dânsul a vorbit cu biroul dânsului executiv și noi am vorbit la sindicatul nostru cu biroul executiv. Lumea nu ține de funcții, sunt care își vor pierde funcțiile, nu este nicio problemă. Până la urmă, noi de la sindicat nu am luat un lui indemnizație niciodată, nici măcar bani de o deplasare de motorină sau ceva. Deci s-a făcut luptă sindicală strict pentru membrii de sindicat. La noi tot ce se strânge fondul sindicatului la sfârșitul anului se împarte în mod egal, am cheltuit pe asta, pe consultanță juridică, pe ce am avut nevoie să cheltuim, restul se împarte la sfârșitul anului, n-a fost niciodată și avem și un fond de rezervă, Doamne ferește, în caz de mișcări mai ample și treburi de genul ăsta. Dar suntem pe cale să unim sindicatele. Clar, nu o să ne pune, am spus în nenumărate emisiuni și o să o spun și acum, nu o să mă poată să mă pune niciodată nimeni la masă cu Marciuc să fim în aceeași entitate. Clar. Nu vreau nici să-l critic nici de bine, nici de rău. Fiecare avem, și eu am păcatele mele și el are mult mai multe și sindicatul al mare, Uniunea Mine Energie, cum îi zice, dar sindicatele mici ne vom uni în jilț. Și veți vedea că în jilț va fi un sindicat, eu sper să fie de 600 de persoane, să vină și celălalt sindicat, cel care este la altă federație, și să fim chiar o forță, să fim două sindicate puternice, cel al lui Marciuc de 1200 de oameni și al nostru de 6700 de oameni. Asta, eu asta îmi doresc pentru la an. Acum, important e și eu să pot să, prin emisiunile la care particip, la dumneavoastră și la alte posturi de televiziune, să transmit mesajul care să-l priceapă oamenii și muncitorii și să ne susțină, că fără susținerea muncitorilor nu pot să fac sindicat. E clar că în momentul în care din trei entități sindicale se contopesc într-una singură, automat puterea și autoritatea vă crește, negocierile și cu administrația și cu oricare alt factor de decizie. Mie mi s-a pus problema, domnule, vrei președinte? Și a zis nu. Nu. Voi rămâne președinte executiv. Nu-mi doresc neapărat să fiu moț. Pot să fie altcineva. Pentru că oricum nu poate să-mi închidă nimeni gura. Eu când voi avea ceva de spus, voi spune. Mă încântă că vin la dumneavoastră în emisiune și scrie președinte sindicatul Renașterea, sau cum eu zice, sau președinte executiv. Da? Pe mine mă interesează ce am eu de spus și ideile care mi le susțin eu. Și eu am fost un om, consider, cu coloană vertebrală, care chiar nu pot fi acuzat de blaturi cu administrația niciodată. Dar este, totul e o chestiune de timp. Și veți vedea că sindicatele se vor uni, pentru că nu au încotro. Le-am spus-o și să știți că această... Trendul ăsta a plecat inclusiv din cauza administrației. Administrația a greșit cu treabă la negocierea contractului colectiv de muncă, că l-am încercat inclusiv cu colegii de la Motu, că de asta am spus că eu am anumite frustrări, să zic așa, față de ei. Și le-am spus, voi ce ați făcut acum, cu luatul zilelor libere pentru reprezentatul oamenilor și au mai fost niște treburi minore. Au închis ochii, da. Da, au închis ochii și au votat, unii au votat împotriva liniei federației. Să ne înțelegem, eu o spun și în continuare și o voi repeta. Sindicatele de la Motro au votat împotriva liniei federației. Domnul Lădaru de la Roșie a votat pentru sindicatele mici să rămână în continuare cu drepturile lor, domnul Pârbulescu a votat la fel, domnul Golea parcă a mai fost în comisie la fel, așa. Ceilalți nu aveau majoritate, dar votând cei de la Motul Roșca și cu Bădița, automat au făcut majoritate împreună cu Marciuc și ne-au luat zilele libere. Știți bine că a fost și marșul acela al minerilor, da. Când a plecat Bunoaica și Bunoaica era tot sub 200 de oameni, era în aceeași situație ca mine, eram aproape de 200, dar nu aveam 200. Asta este. Așa. E, prin asta ei nu au făcut altceva decât să ne împingă să ne unim. Noi de atunci am început discuțiile, dar vedeți dumneavoastră, sunt anumite divergențe, anumite de opinie, să zic așa. Unul lucrează în producție, unul lucrează la TESA, unul vrea ceva, unul vrea ceva. Am tot avut întâlniri și acum deja suntem în stadiu, eu zic că 99% e făcută, cel puțin în jilț, fuziunea sindicală. Da, este greu ceea ce vreți. Concluzionăm tot rău spre bine.
Da, tu rău, spre bine. E greu acum, pentru că după ce s-a spart atât de mult această mișcare sindicală și după ce există foarte multe fragmentări datorită intereselor pe care le are fiecare în zona de lucru și cum încercați dumneavoastră, practic, să coagulați o mișcare sindicală mai mare, devine aproape misiune imposibilă atâta vreme cât există încă orgolii care preferă să stea cu 100-200 de sindicaliști decât să vină să se unească într-o federație sindicală mai mare care să reprezinte până la urmă majoritatea, nici de cum interesele individuale a celor care conduc. Vă repet încă o dată. M-au întrebat, vrei președinte? Ai, nu. Aș da același sfat, inclusiv sindicatelor mici de pe la Motru, nu știu, bunoaie că mai e vreun sindicat mic la Motru. Le-aș da la toți să mai lase din orgolii, cum am lăsat și eu și cum sper să lase și ceilalți, și să unifice mișcarea sindicală. Deci eu sunt pentru mișcare sindicală cu riscul, nu neapărat un risc. Eu, adică pot să nu am nicio funcție la sindicat. Să mă reprezint eu pe mine singur, oricum trebuie să stau la un sindicat, clar, fără o entitate în spate, o forță sindicală în spate, nu poți, ca salariat nu reziști, pentru că te face administrația. Înțelegeți? Dar să lase orgoliile și să unească mișcarea sindicală. Și aici ar fi de povestit inclusiv de unii colegi de-ai mei care i-am văzut, grupa a doua de muncă, dacă mergem paralel una cu alta. Tot cu o mișcare sindicală puternică o obții sau o menții, nu o obții, că ea e obținută. Eu nici nu vreau să mă gândesc că după 1 ianuarie nu mai avem. Așa, nu cu fragmentări, degeaba ieșim, cum a zis domnul președinte, pe Facebook cu o postare pe zi sau la două zile sau la aia. Nu. Trebuie mișcare sindicală puternică și în momentul în care te uiți la minister și zice, băi, stai așa că ăștia-s tot una. Ce spune, ce vorbește Pârvulescu, vorbește și Marciuc, vorbește și Bejinaru, vorbește și Manu Tomescu și care mai sunt. Ăștia-s tot una, nu mai merge. Când unul trage hăi și altul cea, atunci și băieții... De la minister speculează. Exact. Și eu aș face la fel dacă aș fi director. Sau ministru. Clar. Dezbine și cucerește. Asta a făcut Ciurel. Că apogeul destrămării mișcării sindicale a fost pe timpul lui Ciurel. A băgat pe săgeată Crețan, l-a reinventat pe Crețan, împreună cu prietenia care o avea cu ăsta, cu Răuț, al mai slab director de resurse umane care l-a avut complexul odată. Așa, și au început. Pinjils, câțiva, că tot și eu cunosc și în Motru 5-6 și în Lovinar 5-6, le mai fac niște favori, hai mă, face sindicate mici, că după aia vă controlăm noi. I-a încurajat către lucruri. Exact, după aia vă controlăm noi cum vrem noi, că voi oricum nu mai puteți să vă controlați. Și așa, dar eu cred că vom reuși să unificăm mișcarea sindicală. Am văzut în ultima perioadă câțiva politicieni care s-au erijat în vocea sindicatelor și văicăreau de mama focului ce se întâmplă în complexul energetic Oltenia. Ce părere aveți de rolul acesta duplicitar al politicienilor care, pe de o parte, în culise acționează în favoarea intereselor individuale, iar pe de altă parte, când ies în declarații publice, vedem fel de fel de afirmații în acestea lacrimogene în care se dau de ceasul morții mai ceva ca țațele bocitoare când e vorba de complexul energetic Oltenia? Păi nu trebuie să ne minunăm, dar nici nu trebuie să generalizăm. Nu, am spus decât 2-3. Sunt politicieni care... Ar putea să pună umărul. Și-au pus. Și eu văd că pun. Acum toți trebuie să înțeleagă, indiferent că sunt pe stânga, pe dreapta, pe mijlocul eșchierului politic, că Gorjul fără această companie rămâne fără subiect de campanie electorală. Pentru că și dumneavoastră foarte bine, e trist, din 90 până acum, cred că 80% din campania electorală s-a axat pe ce face această companie, indiferent cum s-au numit ea. Fac termocentrală, la Sărdănești, pe mai știu eu unde, am văzut. Știți, o grămadă de... Și câmpuri industriale și de povești. Da. Povești. Ok. Situația este totuși delicată din punctul de vedere al nostru, al salariaților. Vedeți că a spus acolo ce o pe muchie de cuțit. Ce nu e pe muchie de cuțit? Pentru că atâta timp cât ți-ai toate dările plătite, ai cât de cât... Vorbeam de stabilitatea și predictibilitatea ei pe termen mediu și îndelungat, atâta vreme cât toți care au un interes acolo trag de ea ca dintr-un frică de carne să-și ia o porție cât mai mare. Fiecare, nu, eu la asta mă referam. Mai grave că fiecare prezintă lucrurile de acolo fără să le cunoască. Și lumina intereselor pe care le au, de obicei. Prezentate într-o entitate fără să le cunoști, aduc de servicii să entității respective. Păi credeți că interesează asta? Păi ar trebui să intereseze. Credeți că îi responsabilizează cu ceva? Până la urmă ar trebui să intereseze soarta celor 13.000 de salariați.
soarta Gorjului. Dacă dăm un pic termenul, timpul înapoi, cu vreo 2 ani de zile, v-aș putea contrazice. Da, dar ați văzut că timpul le rezolvă. Cu sacrificii, timpul dar le rezolvă. Da. Timpul este măsurat tuturor lucrurilor, cu adevărat, dar corect. De data asta am avut parte de o turnură favorabilă. Asta nu înseamnă că trebuie să mizăm încă o dată pe aceeași culoare. În jocul acesta s-ar putea să avem o surpriză. Crupierul să ne dea o carte care pierdem. Deci, eu cred că politicienii, unii dintre ei făcând ceva în ultimii, hai să zic, în ultimii 2 ani, toți vor percepe chestia asta și vor merge mai înainte cu ideea asta de a face ceva pentru a păstra măcar numărul ăsta minim de locuri de muncă de aici, pe activitatea asta. Pentru că, vedeți, avem totuși deschiderea asta de a ne gândi că activitatea asta poate să mai fie cel puțin 15 ani sau mai mult, cel puțin 15 ani la nivelul ăsta. Pentru că e făcut un studiu prin acea strategie care este în dezbatere publică și s-a demonstrat că fără cărbune, cel puțin pe cantitatea asta care o reprezintă CEO, nu merge până prin 2035. După aceea vedem ce mai e fi, dacă ne vom putea permite tehnologiile noi sau nu. Dar cel puțin hai să vedem pe termen scurt și mediu ce facem cu locurile astea de muncă. Și locurile astea de muncă se pot păstra cu ajutorul politicienilor, pentru că, vedeți voastră, în momentul de față, prin suprataxarea din ultimii ani care apasă această companie, s-a ajuns la o chestiune foarte periculoasă, la chestiunea de demotivare a salariatului. De ce e salariatul demotivat? Pentru că a văzut că an de zile i s-a tot tăiat, iar după ce i s-a pus, pentru că suntem supraimpozitați, i s-a pus mult mai puțin decât merită, comparativ cu ceilalți. Salariatul din ce o să uită în jurul lui, da? Și ce vede? Vede că el și-a pierdut un drept, nu contează care. El, prin creșteri de salariu, nu și acopere creșterea prețurilor care se întâmplă la coșul zilnic, da? Dar vede în afară că alții care n-aveau drepturile lui pierdute, le au acum. Alții care aveau salariu mediu mai mic decât el, acum îl au mai mare. Și asta vă zic, asta se datorează povării extraordinare a taxelor care sunt puse pe această companie. Pentru că cum pot să mai negociez când compania asta e obligată să plătească numai pe certificate de CO2 mai mult decât poate este toată cheltuiala cu munca vie, nu decât fondul de salarii. Păi și nu vorbim astfel de politici deficitare la nivel guvernamental făcute de dezintern... politicienii, pe lângă pașii ăștia mărunți sau mai mari, care i-au făcut în ultimul timp, toți, indiferent de culoarea politică, trebuie să gândească ce pas putem face bine cu ajutorul managementului din această companie, pentru că promotorii ideilor sunt cei din companie. Astfel încât, poate la un moment dat, salariatul ăsta din CEO o să devină și el motivat, cum era acum câțiva ani. Stabilitatea financiară la care faceți dumneavoastră trimitere este una, pe de o parte, foarte mult revenită de salariați, iar pe de altă parte este destul de greu de împlinit datorită faptului că nu există disponibilitate financiară în bugetul companiei datorită acestor presiuni vis-a-vis de certificate. De asta am și spus că trebuie să fie create niște pârghii până la urmă legislative. De acord, dar dacă de la București nu sunteți ajutați... Am avut prim-ministru pe Victor Ponta, am avut stabilitate cu PSD-ul. Nu mai amintiți de perioada respectivă, de ce nu s-au rezolvat, nu, dar de ce nu s-au rezolvat aceste probleme? N-au pentru vrut. Că au avut, puteau să treacă ca intercitiu pe gara. Cred că n-au vrut, sau cei de aici din Gorj, care erau pe timpul premierului Ponta, n-au avut curajul să-i ceară chestiunile astea elementare. Că dacă aveam aceste chestiuni elementare, poate nu aveam problemele din minerii de astăzi, adică să ne uităm pe unde luăm cărbune. Pentru că Mirita a mai spus-o și o repet, nu faci gândirea astăzi și imediat să se pună în practică. Nu, ce gândești astăzi să se pune în practică peste ani de zile. Din păcate, noi astăzi trăim rezultatul a nerealizării unor chestiuni acum câțiva ani. Și ceea ce se face azi, probabil că se va vedea peste câțiva ani. Eu sper să vadă mai repede. Sau cel puțin să demareze mai repede îndreptarea situației.
Într-adevăr, la trecutul recent la care faceți dumneavoastră trimitere este unul destul de copleșitor pentru activitatea companiei și pentru sindicatele dumneavoastră și pentru administrație, dar atâta vreme cât nimeni nu răspunde pentru ceea ce s-a întâmplat în trecut, ce garanție avem noi că următorii care vor veni sau dacă va exista vreo breșă de stabilitate la sindicate sau la administrație, nu vor repeta același ciclu în favoarea unor interese individuale? Adică ai și mai 13.000 de salariați, i-ați văzut cum reacționează? Eu nu mă interesează de sinură atâta vreme cât eu și cu grupul în care dacă sunt. Nu învățau, nu făceau acești pastimizi. Poate politicianist. Dar pașii ăștia făcuți ajută, poate nu astăzi, dar peste câteva luni compania asta. Și aici mă refer la toți, că toți au încercat să facă. Păi și totuși în lumina evenimentelor prezente, nu vă e dor de un Ciurel, de un Călinoiu despre modul lor ultraprofesionist de a aborda activitatea de mineri și de energie, opiniile atât de suave exprimate de către oamenii aceștia care au fost dedicați cu suflet pentru, CEO. Că managementul de atunci a urmat după o perioadă bună a activității din mineri și energie. Deci au stricat multe. Dar n-au dărâmat această companie. Pe când acum, dacă nu se vor face pași, ar veni o persoană care să nu ceară sau să nu facă, cum s-a întâmplat în anii ăia, societatea e foarte vulnerabilă. Deci nu mai e aceea. Deci nu s-a vindecat, este în convalescență deci acum. Deci poate nu, societatea e în curs de vindecare. Da, e în convalescență. Deci trebuie găsite medicamente ca societatea asta să fie vindecată. Mai departe, trebuie găsite medicamente de asta manageriale, legislative, astfel încât elementul cel mai de preț al acestei societăți, salariatul, să fie motivat ca să ducă societatea mai departe. Haideți, vă propun să luăm un prim telefon în această seară. Alo, bună seara! Bună seara! Să trăiți, vă rog! Dacă mi se permite, vreau să zic câteva lucruri. În primul rând, în afară de motivarea salariatului pentru activitatea de minerit, consider că ar trebui să se facă o analiză mai atentă în ceea ce privește prospecțiunile geologice anterioare, care au fost foarte bune în anii trecuți, pe care s-a mers cu pași foarte frumoși, repede și buni, și unele zecăminte de această natură au fost abandonate, lănbustuchiri și mai multe. Mă opresc numai aici. Problema este în felul următor. Vedeți dumneavoastră, să nu se supere pe mine Dan Pârvulescu, colegul celălalt al dumneavoastră, nu-l cunosc, dar pe Dan îl știu foarte bine, s-a cam dus slaba pregătire profesională a meseriașilor, care este foarte, foarte importantă. Adică nu mai avem acei meseriași buni și suficienți, cum aveam înainte de acum câțiva ani în urmă, câțiva ani bunișori. Nu mai avem nici specialiști, ingineri, care erau atunci foarte buni. Mulți dintre ei au plecat, au rămas câțiva, care ăia sunt pe niște scaune puse. În ceea ce vrește partea de conducere a sectoarelor de activitate mă refer, nu mă refer la șefi, că șefii sunt șefi aia mari. Mă refer la activitatea de producție. Mă gândesc la conductorul sau conducătorul carierii sau cum se mai numesc acum, că atâtea structuri s-au făcut, de te doare mintea. Eu nu știu ce rost are exploatarea, ce rost mai are unitatea minieră, ce rost mai are divizia minieră și după aceea ce ouă. Sunt prea multe verici, după mintea mea. Și o altă chestiune, nu sunt împotriva TESI, dar TESA să fie bine structurată, cu personalitate și cu un pic de răspundere fiecare în ceea ce face și să nu fie prea numeroasă. Vă mulțumesc și îmi cer scuze dacă am greșit. Vă mulțumesc și eu. Nu deranjează pe nimeni. Orice opinie, orice recomandare dinspre partea dumneavoastră este binevenită. Într-adevăr, ceea ce a sesizat domnul referitor la gradul acesta de aglomerare la dinamica personalului. Asta a fost o mare problemă în anii care au trecut. Cred că în ultimii 10-15 ani. Vedeți, fiecare s-a gândit în timpul acela la prezent. Deci nimeni nu a făcut o politică de personal în dinamică. Adică, bă frate, sunt în anul 2010. Ce fac eu în 2020? Adică îmi pleacă 3.000 de oameni la pensie care au o anumită experiență, fără să jignesc, o anumită școală. Pentru că trebuie să fim realiști. Până la un moment dat s-a făcut școală, după aceea nu s-a mai făcut. Unii au învățat la locul de muncă, alții n-au învățat. Și într-adevăr există totuși
exact cum se ziza și dumnealui, o diferență pe calitatea medie a salariatului de acum față de la dinainte. Și este, pentru că, repede, nu s-au implicat, s-au făcut, vedeți, prin lege sunt obligați să facă acele pregătiri profesionale. Multe din ele s-au făcut pe hârtie, adică hai să facem pregătire profesională și în timpul ăla să și funcționăm. Stau de zile când s-a făcut așa ceva. Nu știu dacă se mai face, dar rețin anii anterior când se făcea chestiunea asta. E o practică destul de defectuoasă pentru sectoarea de activitate din CEO. Trebuie să ne axăm pe salariat. De la pregătirea lui profesională, continuă, la motivarea lui și altfel putem da rezultate, chiar cu mai puțini oameni. Ăștia care suntem acum. Domnul Popescu, atâta vreme cât salariații ăștia săraci au fost năuciți cu sintagma aia de personal în curs de plasare, diminuări salariare, spus pe liste disponibilizări și așa ceva. Noi abia de acum vorbim de o intrare în normalitate, pentru că până acum săracii au fost minge de ping-pong în funcție de acord, interesele care l-au avut unul sau altul. Cei care conduc trebuie să gândească la chestiunea asta. Pentru că până la urmă, rezultatul acestei activități, după mine, e dat în primul rând de personal. De cât de bine ți-l motivezi și ți-l pregătești. Domnul Bejinaru. Din 2012, de când s-a format Complexul Energetic Oltenia, până în 2014, s-a răuț cam așa, 2014, repet, am spus și înainte, cel mai prost management de resurse umane posibil. Iar acum... Dar mă, era o teamă și o intimidare în rândul angajaților, cum nu cred că a mai existat în... Nu, un om care-i pe statele, care-i securist pe bune, cu carte de muncă, atâția ani de zile, n-are cum să lucreze altfel decât prin a inspira teamă. Ori la o întreprindere de genul Complexul Energetic Oltenia nu merge cu treaba asta. Vis-a-vis de managementul resurselor umane, nici acum nu suntem la nivel unde ar trebui să fim. Eu am spus-o și în comisiile paritare și la negocierile contractului colectiv de muncă. Frate, lăsați cursurile pentru economiștii de la birouri, pentru inginerii de nu știu unde, băgați sudori, băgați. Și, de exemplu, anul ăsta, au fost peste 100 și ceva la cursuri ECF, 6 luni de zile la Craiova. Din aia 100, de, cel puțin de mine din sindicat care au fost plecați la cursuri, n-a luat niciunul până acum să se folosească de el pe partea de ECF. Ei lucrează tot unde au lucrat și înainte. Și te vezi că n-ai sudori sau eu știu ce meseriași. Păi fă-i o situație. Unde am cele mai mari lipsuri? Am lipsuri la sudori, am lipsuri colo. Ei, la anul bugetul pentru formare profesională bagă numai acolo. Pentru că cele, nu știu, 100 de, cât 100, 3 clase parcă avem susținute de Complexul Energetic Oltenia, 100 și ceva am înțeles de elevi. Că a venit și la noi acum. Sunt mai multe, sunt 180. Dar nu acoperă. Mai ales e un deficit mult mai mare. Exact, mai ales cum a zis domnul președinte, o să vină 2020 când deja ies mai mulți la pensie. Va trebui să faci angajări, dar aia care îi angajezi, ce o să-i faci? O să fie începători. Tu trebuie să ai deja pe ei tăi formați și sudori și care chiar și lăcătii. Care să le facă instrucția, exact. Cum ziceau și la termo, că trebuie să formeze un om pe un anumit post, ia 5 ani de zile. Da, dar cine ți-i mai formează din 2020, chiar dacă tu dai drumul la angajări, dacă tu nu iei pe ăștia actualii formați și să se preia meseria... Deci este o problemă la predarea ștafetei. Meseria se învață. Da, e o problemă de predarea ștafetei pe diverse meserii. Atâta vreme exact. Cât cei care sunt pricepuți și la pensie și nu se asigură o trecere fluentă de la cei care vin la cei care pleacă. Da. Iar vis-a-vis de ce am discutat mai devreme, că n-am apucat să-mi expun ideea, partea politică, bine, eu am fost implicat într-un proiect politic, sunt implicat în continuare într-un proiect politic, oricum ar fi, nu renunț la ideea care, la ideile mele, n-am renunțat niciodată, dar i-am sfătuit pe colegii mei de la sindicat să se folosească de politic. Nu uităm că urmează un an, 2019, cu două rânduri de alegeri, europarlamentare și prezidențiale. Acum este momentul să obținem, în primul rând, să menținem în primul rând în grupa a doua și să obținem alte drepturi pentru salariați. Politicul nu trebuie să ieși să zici au trecut 300 de zile, au trecut 200. Nu. Politicul trebuie să-l toci mărunt și să-l folosești. Să-i bați la ușă și vreau aia, că și tu vii să ceri. Adică eu i-aș sfătui să facă ceva de genul. Până acum, sindicatele au cam fost folosite în lupta politică. Să nu uităm pe Condescu. Mi-a plăcut asta foarte mult ce a spus dumneavoastră, că îi sfătuiesc pe colegii mei să folosească de politicieni. Exact. Păi până acum a fost aproape invers. Politicienii exact, s-au folosit de ce exact, avea legătură exact. De Ei, eu asta i-a sfătuit, dar mulți nu pricep.
Mulți nu pricep. Poate le e teamă, poate se simt intimidați. De ce teamă, de ce? De, păi, teamă de vine ce? Păi, la putere și așa puțin schimbă, când te duci președinte de sindicat, îți asumi. Eu am stat 10 luni fără servici, m-a dat afară Ciurel. Pentru ieșirile mele așa și... De mult așa de mult m-a iubit, mă înțelegeți? Dar nu poți să fii președinte de sindicat și să fii mână în mână cu ei. Când e de dat cu biciu, trebuie să dai cu biciu. Asta este, îți asumi. Așa stai simplu salariat și nu te deranjează nimeni. Capul, oricum te vor deranja când e de tăia și de astea. Dar dacă nu vrei să îți asumi funcția asta, nu ți-o asumi. În momentul în care ți-ai asumat-o, știi clar că te expui. Poți să rămâi și fără servici, poți să aibă și altfel de... Dar au existat de-a lungul timpului și compromisuri făcute de o parte din sindicate cu cei care au condus, atât la nivelul administrației, cât și la nivelul politic. Și acum se mai fac? Crezi că oamenii ăștia vor înțelege ceva că... din mesajul dumneavoastră și vor percuta în mod pozitiv? Păi eu, știi ce ziua transmite, cel puțin la nivel de Jilți, blaturile încă tot cu sindicatele ale vechi se mai fac. Vechile metecne. Pentru că noi sindicatele ale noi, vă spun sincer, noi nu facem, nu am făcut înțelegeri. Niciodată nu am făcut înțelegeri tacite. Și nici nu vom face. Mă înțelegeți? Deci, oamenii trebuie să fie foarte atenți. Acum, dacă e o predispoziție către compromis verificată de-a lungul timpului, credeți că vor renunța atât de ușor la modul acesta de a dobândi anumite interese pe plan individual ca să reușească toți membrii de sindicat pe care iau în spate? Știți ceva? Acum lideri. Nu poți să-i faci pe toți să înțeleagă. Dar, de exemplu, vă dau în Jilți, da? 1600 salariați, 1608 salariați, ceva de genul. 1600 salariați. 600 nu mai sunt la sindicatele vechi. Atenție! Păi 600 din 1600 înseamnă aproape 40%, 30 și ceva, aproape de 40% care nu mai sunt la sindicatele vechi. Deci oamenii, știți cum e să mai și deșteaptă românul? Că nu suntem încă la 50, ar fi trebuit să fim la 70% sindicatele mici. Vă spun sincer la ce s-a întâmplat prin Jilți. Eu vorbesc strict de Jilți. Dar oricum, 40% nu este un procent luat în calcul. 40% la o, adică unite sindicatele astea, ce am spus mai devreme, pot să-ți creeze probleme. Vor avea o unitate deja de spus în orice negociere exact, care se va face. Exact. Eu de asta ne-am și pus la masă și ne-am spus. Nu mai merge. Ori toți, ori vom pieri. Mai pierzi tu un membru, eu un membru. Nu merge. Ajungem pe la 100 de bază. Nu. Ori dai și după aia intră semn. Ori dai semn că, exact. Ori dai semn că ești puternic. Și inclusiv la administrație, când te duci și bați cu pumnul în masă și reprezinti 500 de oameni. 500. Nu 30, 50, 120. 500 de oameni. Într-adevăr, ceea ce spuneți dumneavoastră e așa cum susțineți, e nevoie de autoritate, pentru că altfel, pierzând azi un membru, mâine un membru, sindicatele se îndreaptă către dizolvare și devine mai facil accesul celor care au diferite interese, fie că e vorba de administrație, fie că e vorba de politică în cadrul Complexului Energetic Oltenia. Colegii din regiune spun că de să luăm rapid o scurtă pauză de publicitate, după care venim la Complexul Energetic Oltenia și problemele de care este măcinată această unitate, atât din punct de vedere al sindicatelor, cât și din punct de vedere al administrației. Publicitate și revenim. Voi, oameni frumoși, știți despre ce e vorba? E timpul să avem copii activi, mereu joviali și prinși în cele mai frumoase și energice activități. Să aibă spirit liber și să fie experți în comunicare. Sunt Andreea Chirițescu și vă aștept cu brațele mele larg deschise la cursul de dezvoltare personală și gestionarea emoțiilor. Cursurile școlii mele de teatru se vor desfășura în perioada 24 septembrie-24 decembrie. Haideți să ne bucurăm împreună! Un revelion ca niciodată, un revelion imperial. În cea mai nouă și cea mai mare sală de evenimente din Târgu Jiu, Restaurant Imperial Events organizează cea mai mare petrecere peste ani, Revelion 2019, într-o sală elegantă cu aranjament de poveste, bucate alese și divertisment exclusiv. Atul nostru, Revelion, cu un meniu conceput de executiv chef George Valery, mentorul cele mai prestigioase școli de gastronomie din România, Horeca School. Divertisment de excepție și muzică de calitate, cu artiștii renumiți Armin și Petrică Nicoară, Eugenia Filip și Dumitru Vasilescu. Zi, tată, la cea mai mare și cea mai nouă sală din Gorj.
Dragi prieteni, vă așteptăm în număr cât mai mare la Revelion 2019 cu Armin și Petrică Nicoară. Cea mai nouă locație și cea mai mare locație din județul Gorj, Imperial Events. Numai aici, de Revelion 2019. Dragi prieteni, sunt Dumitru Vasilescu și împreună cu Armin și Petrică Nicoară Sârbu vă așteptăm să petrecem la trecerea dintre ani Revelion 2019 la cea mai nouă și cea mai frumoasă sală din Târgu Jiu, numai la restaurant Imperial Events Târgu Jiu. Pentru rezervări sunați la numărul de telefon 0759 036 458. Revelion 2019, Imperial Events. Refuză să lucrezi în condiții de nesiguranță. Indiferența poate ucide. Instruiește-te. Poartă echipament de protecție. Familia te așteaptă acasă. O campanie inițiată de Inspecția Muncii și organizată de ITM Gorj. Cel mai nou și modern salon de înfrumusețare din orașul Târgu Jiu, Rina Beauty House, își așteaptă clienții cu servicii de înfrumusețare complete, la cele mai accesibile prețuri, într-un ambient extrem de plăcut. Coafură și îngrijirea părului, tratamente pentru toate tipurile de păr, cosmetică, tratamente faciale, epilare definitivă, tratamente împotriva ridurilor, acneei, pistruilor sau petelor pigmentare, stilizarea sprâncenelor, manicură și pedicură, extensii de păr, extensii de gene fir cu fir. Punctele noastre forte sunt: deținem aparatură de ultimă generație, oferim cele mai noi servicii de înfrumusețare apărute pe piață, oferim o gamă variată de servicii de înfrumusețare, fidelizăm clienții prin abonamente și îi surprindem cu reduceri spectaculoase, mediu primitor ce învie la relaxare, personal amabil și bine pregătit. Salonul este aflat într-o zonă centrală ușor accesibilă și, nu în ultimul rând, cafeaua este din partea casei. Fă-ne o vizită, iar noi ne vom ocupa de întreținerea frumuseții tale. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Calea Eroilor, numărul 28, în spatele Colegiului Național Tudor Vladimirescu, sau pe Facebook și Instagram Rina Beauty House. Programări la numărul de telefon 0353 401 880. Simte-te frumoasă cu Rina Beauty House! Ai un startup business? Ești o corporație care deja și-a format un renume? Alătură-te nouă! Ne folosim toate resursele pentru a te ghida spre succes! Spoturile publicitare create de Acces TV și Radio Omega pun în lumină afacerea ta, făcând-o să devină o adevărată vedetă pentru clienții care vor plăti bilet de intrare ca să se bucure de ce are de oferit. Noi punem preț pe primul impact și crearea unei legături între orice tip de client cu afacerea ta. Te așteptăm la sediul nostru din strada Alexandru Vlahuță, bloc 3, etaj 1, sau contactează-ne la numărul de telefon 0755 11 5585. O colaborare de excepție are un singur rezultat: realizarea unui proiect de succes. Via Vai te așteaptă cu cea mai delicioasă pizza din oraș. Numai la Via Vai găsești pizza gigant la numai 35 de lei pentru toată familia. Sau ia-ți prietenii și vino la un espresso happy hours la doar 3 lei zilnic până în ora 11. În plus, te invităm să experimentezi gusturi noi de pizza, paste și preparate specifice la prețuri cum nu mai găsești. Pentru cei ce sunt la serviciu sau acasă, se livrează. Comenzi la telefon 0253 240024. Sub parânghe forfotă mare, joia și duminica, toată suflarea vine în Târgu Jiu, la Târgul Auto Succes, târgul târgurilor din Oltenia. Mii de mașini, mii de comercianți și zeci de mii de vizitatori. Aceasta este imaginea unui adevărat târg auto, unde vinzi și cumperi aproape orice. Iar când îți vine foame, cei mai adevărați mici îi găsești în terasa Succes, numai preparate sănătoase din carmangeriile noastre. Carne sigură ce provine de la fermele Succes. Aducem din păstrăvăria noastră păstrăv viu crescut natural, pâinea gorjenilor proaspătă și caldă, fructe și legume, toate la prețuri de producător. Asigurăm toate serviciile unui târg auto european. Târgul Auto Succes, cel mai mare târg auto din Oltenia.
A revenit, dragi prieteni, la dezbaterea noastră din această seară împreună cu Bogdan Bejinaru și domnul Dumitru Părvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie. În fața dumneavoastră, situația destul de complexă, care comportă foarte multe valențe din cadrul complexului energetic Oltenia. Pe de o parte, dacă ne axăm pe latura sindicală, pe de altă parte pe latura de administrație, o să avem în săptămâna viitoare și un reprezentant sau doi al administrației să dezbatem această problemă, pentru că această coloană vertebrală economică a județului Gorj este nevoie să fie ținută în viață cât mai mult timp posibil, pentru că noi aici, de aici, comunitatea din județul Gorj, depindem ca de aer de tot ce are legătură cu complexul energetic Oltenia. Vreau să vă întreb dacă ați asistat în perioada aceasta de aproape 2 ani de zile la un transfer benefic de capital, de ce vreți dumneavoastră, de orice natură, dinspre factorul politic către complexul energetic Oltenia. Cam care ar fi beneficiile pe care le-ați identificat dumneavoastră venind dinspre politică către această unitate, complexul energetic Oltenia, având în vedere totuși că posibilitățile de ajutor ar fi nenumărate față de ceea ce se face în prezent? Păi, au fost câteva proiecte făcute de conducerea companiei care au fost susținute și nu trebuie să uităm proiectele legate de exproprierea pe utilitate publică și aici sunt două realizări pentru cariera Roșie a Jiu și pentru cariera Jilț Sud. Și Jilț Nord și Jilț Sud acum. Jilț Nord a fost pe timpul tehnocraților, în sufura de ultimii doi ani. Da. De asemenea, sunt în linie dreaptă pentru utilitate, pentru Roșuța și pentru Pinoasa, dacă nu mă înșel. A fost acea modificare de cod silvic care a permis ca această societate să redacteze, bineînțeles, tot politicul trebuie să le sprijine, niște hotărâri de guvern pentru a putea să scoată din circuitul silvic câteva zeci de hectare în prima fază. Este acest memorandum care a primit avizul guvernului și care sper ca specialiștii din domeniu, din minister și din companie să-l susțină astfel încât să avem o schemă de sprijin a costului cu aceste certificate de carbon. Mâine, uitați, mâine o delegație și de la noi din FNM și de la Univers, bine, o delegație mică, va merge în Senatul României pentru că domnul Iriza a inițiat acea modificare pe legea 220 a certificatelor a energie regenerabile 2020-2008, dacă nu mă înșel, prin care să putem să beneficiem și noi la carierele miniere de scutirea de certificate verzi. Pentru că știți că și dumneavoastră ca și consumator individual și firmele pe factură, cred că acum a ajuns undeva la 10-15% acele certificate verzi. Și nu-i de aici de acolo, pentru că înseamnă la companie, dacă nu mă înșel, undeva la 50 de milioane de lei. Și nu e de... Adică, știți, fiecare bănuț care ar rămâne aici în interior ar ajuta această companie. Poate am găsi metode să motivăm cu cât e mai mică salariatul, cu ceea ce a pierdut în trecut. De ce în acest circuit de producție al megavaților sau de exploatare de cărbune există câțiva șmecheri care exploatează perfect sistemul, iar pe de altă parte cei care muncesc și fac efectiv producția au cele mai mici venituri și cel mai mic profit? Păi, întrebați NR-ul. Da, păi tocmai aici este problema. De ce nu se, de cei care sunt la putere, de ce nu identifică pe cei care sunt intermediari ceva, în acest ceva proces s-a mai schimbat. Și să ne alăturăm pe intermediari, să lăsăm direct de la producător la consumator. Să știți că ceva s-a mai schimbat. Ajunsesem atunci când am făcut marșul acela în 2006. Marșul disperării. În 2006. În 2016. În 2016, scuzați. La timpul acela, numai componenta tarifului de distribuție pe joasă era mai mare decât era prețul la noi la producător. Deci era undeva la 170 și ceva de lei pe megavatoră și la noi era 160 de lei. Erau aberații. Și deviațiile acestea ale sistemului de ce au fost le corijate făceau, la timp? Le făceau prin ordine și decizia NR-ul la timpul ăla. Care pentru este că era, politică, era cum să zic, pe fiecare tarif din ăsta, că e de transport, că e de distribuție, distribuție de joasă, medie, înaltă, era o formulă de aia stufoasă în care componenta investițională avea un,
o influență foarte mare. Problema e că băieții ăștia au luat ani de zile de la distribuție sute de milioane de lei profituri, au scos din România, pentru că nu au privatizat degeaba distribuția în România. Au știut exact ce se axează. Deci au scos în contextul în care ei s-au angajat prin acea formulă dată de, și acel tarif dat de ANR că fac acea investiție. Și uitați-vă, jurnalistă, câte investiții au făcut ei în rețele de joasă medie înaltă distribuție. Eu nu prea am. Bine, au făcut ceva, dar nu la cât li s-a dat, li s-a permis prin acea, în acel tarif. Am văzut cei care încearcă să facă declarații de complezență, factorii decizionali de la București vin și spun, domne, există o completare între energia pe care o produc cei pe cărbune cu cea de pe hidro și cu cea eoliană. Deci nu e niciun fel de concurență. Dar de fapt noi știm foarte bine, realitatea este o canibalizare internă feroce de la cei care au tipul acesta de energie ușor accesibilă, că e vorba de cei de hidro sau eoliană sau energia solară, cu dumneavoastră care trebuie să munciți practic efectiv pentru fiecare megawatt pe care îl produceți. Păi, cum gândesc domnii ăștia? Așa secvențial. Secvențial, cum, cu astea cum ar funcționa sistemul energetic numai cu energie regenerabilă? Ce energie când bate vântul, când curge apa, da. Ar avea? Mai departe, hai să gândim și chestia absurdă, da? Dom'le, piața de energie din România este exact și undeva pe la 60 și ceva de teravați oră pe an, da? Fiecare are felia sa în piața sa de energie. Păi atunci ce ar trebui să facă companiile astea pe cărbune? Să lase pe aia să vândă tot, da? Normal că ieftin cumpără șmecherii și nici aia care ar rămâne pentru noi pentru cărbune, ăștia 15, 14, 15, 16 teravați oră, da? Pe an, se vinde noi la suprapreț. Da, păi așa spune, bă, domnule, dacă ești pe piață și cere piața, poți să vinzi cu oricât. Păi da, dar problema e că nișa asta de preț mare o dai către la cel mai vulnerabil. Da, de asta nu se face așa. De asta, cum să zic, filozofiile astea în energie sunt filozofii. Din păcate, sunt mulți oameni care știu foarte multe în domeniul ăsta și la nivel național părerea că nu prea sunt lăsați să vorbească. Care ar fi de asta, motivele de, nu, de care nu sunt simpatici nu la X și la Y, că... A, vorbim de un certificat de agrare dat de la partid? Probabil. Pentru că vedem zi de zi că ies oameni care discută și discută destul de coerent ce se întâmplă în piața asta de energie. Deci, fără noi, fără producătorii de energie pe asta vreau să facem. Nu se poate. Nu, e un exercițiu de imaginație și de sinceritate. Ce s-ar întâmpla, să presupunem, prin absurd, că ar dispărea din sistemul energetic național complexul energetic Oltenia? Pentru că sunt ipoteze care se iau în calcul de către persoane neștiutoare, rău intenționate, care n-au viziune, da? Ce s-ar întâmpla dacă, haideți să le facem pe plac și răspăra pe deci la momentul T egal cu 0, acum, România ar fi văduvită de componenta asta de energie. Și atunci importa, cineva... Am importat cu 150 de euro megavatul de buie, mai ales în perioada de iarnă. Hai să presupunem că ar exista capacitate de import. Dar nu este în momentul de față. Deci nu există o infrastructură de import pentru a suplini activitatea de producție aceea. Dumneavoastră credeți că cineva ne-ar putea nouă da energie din afară la prețul ăsta care îl dăm noi în interior? Ar fi chiar așa de, cum să zic, domn cu românii? Uitați-vă pe momentele în care România, în momentul de față, pentru că știți că sunt cuplate cele patru piețe pe PZ-ul, Cehia, Slovacia, Ungaria, România, da? Uitați-vă acolo, în intervale de timp, unde în România există un consum mai mare decât producție. Să vedeți cu ce prețuri luăm. Gândiți-vă că chestiunea asta e pe o cantitate mică. Ce s-ar întâmpla când cantitatea s-ar mări cu producția noastră? Asta apropo cu de 1500 de megawatți în bandă. De ceea ce spune dumneavoastră, domnul Doru Creete ne trimite un mesaj conform căruia Curtea de Conturi a sesizat că prin investițiile făcute în rețelele de distribuție și stații electrice după privatizare, pierderile au scăzut doar cu 0,2%. Pierderile în rețelele de transport și distribuție sunt în medie de 7, terawatți ani, adică peste 2 miliarde de euro. Curmea, tocmai ANRE a formulat obiecțiuni. Păi, deci vorbim de miliarde de euro, da, asta, care se sifonează, se duc dreacu, știe, doamne, 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 doam
Când s-au privatizat distribuțiile? Și culmea, tot ANRE-ul, Agenția Națională de Reglementare a Energiei, formulează obiecțiuni. Păi nu, da. Interesul unei firme străine nu este să vină să-ți facă ție infrastructura, pentru că infrastructura rămâne aici. Ei au luat profitul și l-au luat exact cum a zis cum a zis domnul Crete, că au redus doar cu 0,5. Păi ei n-au investit în infrastructură, profitul să cel în Cehia, ce e Cehia, nu? Păi, în da, Cehia. Da, cine trebuia să verifice chestiunea asta? ANRE-ul. Că spus păi și toate ANRE-ul, acolo e problema. Tarif, componenta investițională, an de zile a avut o valoare foarte mare. Deci vorbim totuși de o rea credință care există la centru sau nu. Și care nu vine în sprijinul nevoilor dumneavoastră, ci din potrivă încearcă să pună presiune și mai mare. Nu sunt patrioți. Funcționează ca și cum nu ar fi instituția statului. Probabil român. Vor fi mai degrabă. Sunt interese. Alte interese. Sunt clar alte interese. Deci, de ce credeți că statele astea puternice, Italia, Franța, Cehia, își țin și protejează extraordinar de mult acolo, aceste proprietarii. La CES, la ENEL, ale sectoarelor strategice, da. De asta. Pentru că totuși aici e o verigă foarte sensibilă pentru populația unei țări. Pentru că funcție de verigă asta, cum să zic, populația ta o duce mai bine sau mai rău. Practic nu e. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu ce ne-a dat Dumnezeu foarte mult cu petrolul în România. Se poate să petrolul, gazele, să zic, le-am dat așa degeaba și cine plătește? Plătește populația și firmele din România. Niște prețuri aberante la carburanți și la benzină și la motorină. Și au spus investiția repede. Probabil în aceeași situație își doresc să ajungă vis-a-vis de ce înseamnă energie electrică. Deci, dar îi încurc atâta vreme cât este un complex energetic Oltenia. Înțeleg economia de piață, dar nu pe situații de asta de monopol, de aproape monopol. Pentru că și sunt câteva firme mari și tari în România, dar toate se înțeleg la preț. Păi există un cartel, astea, înțelegerile astea de cartel ar trebui sancționate. Normal. Dumneavoastră a spus că clar, e transparent. Domnule, atâta vreme că este un cartel al prețurilor, acel Consiliu al Concurenței, ori mă întreb totul, și eu, nu vede ce fac acolo. La discuție rămâne în media și cam așa. Stați în Statele Unite, în țările europene, civilizate, sancționează practicile astea de cartel. Dar au instituții care se respectă. Păi și noi nu avem Consiliul Concurenței, nu avem instituții care pot să intervine când vede, înțelege, că beșinarul dumneavoastră și eu fac același preț la același pahar și nu poate să treacă nimeni de noi. Au fost încurajați prea mult comercianții. Efectiv, că ei asta sunt comercianți. Prea mult având ni s-a dat. Mi-au aminte o discuție, știți, cu CFR-ul, cumpărat de la Tin Mar și s-au dus ei, nu știu, cu ofertă. Și tot a încercat CFR-ul, care noi au contract cu noi de 100 de milioane de euro pe an, de fapt transport de cărbune. Și tot încercau să ascundă că nu, că noi avem prețul mai mare ca Tin Marul. Până au fost luat la bani mărunt și nu știu, nu era taxa de transport, nu era, noi ne-am dus cu oferta fără taxă, fără zidea. Și în final a demonstrat că, da, CEO are preț mai mic decât Tin Marul. Și în final au făcut contract cu noi pentru că au fost și puțin luați la strâns cu ușa. Adică, voi, eu nu pot să-ți dau ție contract de 100 de milioane de euro pe an pe transport cărbune și tu să nu iei curent de la mine. Ar fi chiar culmea. Înțelegeți? Dar tot timpul au fost mult prea mult încurajați acești comercianți de energie, să spunem așa. Există la nivelul fiecărui sector din acesta de activitate, că e vorba de transportul acesta feroviar, că e vorba de producția de energie, fie că e vorba de cea pe cărbune, fie că e vorba de cea eoliană, fie că e vorba de cea nuclear, câțiva șmecheri din ăștia bine înșurubați în cadrul intereselor de vârf ale managementului sau poate sunt chiar undeva în afara managementului, dar dictează managementul, care au interese ca să nu există o unitate de producție a energiei și să fie foarte mult dezbinată și fragmentată pentru ca să le faciliteze accesul la noi resurse financiare, pentru că numai astfel pot vorbi de prosperitate, atâta vreme cât ar exista, nu știu, o unitate între complexul energetic Oltenia, nuclear electrica și așa mai departe, sistemul național de energie. Haideți automat ei ar fi excluși din ecuația asta. Haideți să ne aducem aminte ce s-a întâmplat în 2009 cu cele două mari societăți. Deci hotărârea de guvern dată pentru crearea lui Electra și pentru crearea lui Hidroenergetica și au rămas pe hârtie. A fost tot o măsură electorală, dacă era o hotărâre politică, nu se putea face? Deci, domnule, îmi propun ceva ca stat, prin guvernul României. Da? A fost o construcție politică și demagogică aceea? Da, eu zic că da. Dovadă că nu mai există nici ceva. Dat-o cu chestie, că au avut niște indivizi procese și... Știți ceva? A fost vânzător de iluzii care la vremea aceea... Dacă doreau ca stat să facă cele două entități și atunci, altfel vedeam problema producerii energiei electrice în România. Se făcea. Haideți să mai luăm un alt telefon. Alo, bună seara!
Alo. Alo. Bună seara, să trăiți, vă rog, stați în direct. În primul rând aș vrea să vă salut pe dumneavoastră și invitații dumneavoastră. Vă salutăm, vă rog. Și pe domnul Părbulescu și pe domnul Bogdan. Aș vrea să adresez și eu o întrebare ca să vedem cum stau lucrurile la CE Oltenia. Vă rog. Privința creșterii prețurilor la certificate de carbon pentru mediu, acolo, cum stăm cu economia la fondul de salarii și ce se întâmplă cu economia la fondul de salarii în situația asta? Ok, păi vă răspund eu simplu, că nu prea au legătură cele două. Deci în legătură cu certificatele de carbon, am spus, e făcut acel memorandum, sper ca echipa care este mandatată de Guvernul României să negocieze un mecanism care în anii următori să ne ajute ca să supraviețuim. Asta e prima chestiune. V-am spus, în momentul de față, și o știți și dumneavoastră, cred că costul cu aceste certificate de carbon depășește cu mult fondul de salarii. Cred că a depășit și toată cheltuiala cu salariala din CEO. Deci cu tot ce ține de ea, cu impozite, cu taxe, cu bonusuri, cu ce mai intră acolo în cheltuiala asta. În legătură cu rezerva la fond de salarii, știu că va fi o discuție acum, în luna octombrie, pe analiza acestei elemente. Nu pot să-mi dau eu cu presupusul. Ceea ce pot să vă spun este că față de negocierea care am avut-o în martie, există niște cheltuieli în plus pe activitatea minieră, întrucât la timpul acela s-a zis că se va lucra pe activitatea minieră în program de 7 zile trimestru 1, 6 zile trimestru 5 zile trimestru 2, 6 zile trimestru 3, 7 zile trimestru 4. Și vedeți și dumneavoastră că aproape toți lucrăm 7 din 7, pentru că nu e cărbune. Și chestiunea asta clar a dus la un consum, dar trebuie să ni-l prezinte să vedem cât s-a consumat din eventuala rezervă la fond și ce mai este și dacă mai este, cum se va împărți. Ok, vă mulțumesc mult de tot. Și eu mulțumesc și eu pentru intervenția noastră telefonică. Într-adevăr, oamenii sunt preocupați de salarii, pentru că vin sărbătorile de iarnă. Sunt, dar repet, în momentul în care tu vrei să pui 5 lei și statul vine cu 50 de lei în plus taxe, cum să mai pui a 5 lei? Asta spun, politicul misiune trebuie să găsească și la noi o pârghie de a motiva oamenii, pentru că altfel în scurt timp nu o să mai vină nimeni. Știți ceva? Generațiile noastre se cam duc, ies la pensie în câțiva ani. Păi dacă rămânem tot asta, cine credeți dumneavoastră că mai vine în activitatea asta să mai lucreze pe o chestie demotivantă? Aducem lucrători din Nepal. Aducem din... Și ceva aia, dar vine în Nepal și sarg gardul, se duc undeva unde mai bine. Dumnezeu să sară gardul. Și ceva, vine gardul acolo, nu mai sunt pardon. Stau în România, păi știți că era gluma aceea când cu emigranții, când... Păi nu, n-a fost o glumă, a fost realitate. Acolo pe colțul ăla al României, știți, între România, Serbia și Ungaria, unii au greșit și loc să treacă și au plâns în Ungaria, au trecut în Timiș. Și au început să plângă când au vorbit așa în română. Da, a fost o realitate. Asta e realitate. Da, e realitate cruntă. Deci vă dați seama dacă sunt emigranții, da. Cum suntem percepuși de sirieni. Ce treacuri. A devenit... Și culmea de sirieni, și știți foarte bine că înainte de 89, foarte mulți sirieni și-au făcut studiile în România. Da, era altceva pentru că existau facilități, existau un schimb intercultural, economic, destul de solid, dar acum, din nefericire, s-a ajuns într-o situație de neînțeles atât la noi cât și la ei. Domnul Beșner, vreau să întreb dacă complexul energetic Oltenia este un fel de Siria a sistemului energetic național, având în vedere presiunile și bombardamentele care există din toate direcțiile. Firmele de comercianții de energie. Și alte firme pe diverse, că noi achiziționăm cam de toate, și servicii, și vindem cu tocmai asta vă face vreo parte vulnerabilă, fiecare, dar parte fiecare are câte un om în interior. Și e informații. Pentru că dacă n-ar fi avut om în interior, nu s-ar fi ajuns chiar. Și au oameni în interior la nivel destul de înalt, care au acces. Nu neapărat... Domnul e director economic sau director comercial. Nu, dar sunt oameni, poate chiar executați, care sunt la nivel înalt și pentru anumite avantaje le dau anumite informații, care acele informații folosite... Sunt extrem de prețioase. Exact. Și în Statele Unite exact. Ați pur sancționate. Și aici vorbim de prețuri, vorbim de multe aspecte care le pot lua. Sau vezi că o să avem nevoie de aia, sau vezi că o să avem nevoie de aia.
Și vin la timpul potrivit cu oferta potrivită. Exact. Are timp să se pregătească. Pentru că la noi o hârtie, la noi ca să mut un om de pe un circuit pe altul, face referat de la Gilles până ajunge, dau un exemplu pe resurse umane acum, nu e chiar cel mai bun exemplu, dar până ajunge la Târgu Jiu și îl mut pe ăla, nu mai am nevoie la locul ăla de muncă, trebuie să-l mut la altul, mă înțelegeți? E, firma privată nu face așa. Firma privată nu face așa. A luat informația, știe clar, bă, ăla în 3 luni de zile are nevoie de treaba aia, da? Păi eu stau, am informația și am dat-o direct. Și l-a cumpărat și pe ăla cu Temirce. Așa e și pe comerțul cu energie și pe toate astea. Da, ce credeți că Hidro? Pe Hidro cum s-a dus de intrat în insolvență? Tot datorită oamenilor din interior. Hidro, Serb. Hidro? Nu, și Hidro. Oh, și Hidro, Hidro, domnul președinte. Altceva. Hidro cum a făcut? A făcut contracte până la mai... Șmecheria. Da? Tot din interior s-a dus. Așa se întâmplă. E patriotismul ăsta și la nivel național și la nivel de companie ar trebui să fie. Aveți o coincidență de nume cu cel de la... Eu zic că Hidro nu a fost din interior. Hidro a fost din exterior, de la nivel mare. Și exact au zis să ia cu degetul acolo. De asta au ajuns. Dar bine, păcat că au intrat în insolvență. Tot cu mâna directorului s-a făcut domnul președinte. Corect, dar dacă erau directori care... Deci existau complicitate tacită între administrațiile. Exact, bineînțeles, absolut. Știm toți ce scandaluri au fost. Și au împărțit toți și... Dar durerea mai mare și care e... Eu cunosc foarte bine cazul Hidro. Am pe cineva care lucrează acolo și aveam niște discuții. Și zicea, a venit ăsta și a oprit de ăsta, de borza, de administratorul. Zicea, domnule, investiții de hidrocentrale la 90% realizate și le-a oprit ca să nu... Pentru că el avea să contract. Nu curce, s-o el avea contract. Ce? Nu, bă, el avea contract. Să numai că, vedeți, că în momentul în care o pui în funcțiune, crește cheltuiala cu amortizmentul. Zicea, le-a oprit efectiv și a menținut doar pe alea pentru a-și face targetul. Și acum, să nu s-au făcut de colmatări. Uitați-vă ce e numai la hidrocentrala asta de pe Jiu. Și la toate, și multe, multe, multe. Toate investițiile au fost oprite. Păi ce ai făcut cu firma asta? Ai achitat datoriile, 3 ani de zile ai ținut-o pe loc. Altele, dacă era privată, privatul nu pierdea 3 ani de zile. 3 ani de zile e enorm. Câteodată contează și o lună, dar minte 3 ani. O, dar bine să ne uităm aici la noi. Marea problemă în societatea asta, știți care este? Că în timp au dispărut prestatorii de servicii și de lucrări către noi, către CEO. Și o mare problemă asta. Pentru că dacă ne uităm în timp, vă dau în activitatea minieră. Asta a fost o căpușare sistematică. În activitatea minieră, gândiți-vă că era uzina de la Rovinari, care făcea toate reparațiile. Jilțul, uzina de la Jilț. Jilțul, Motru, toate uzinele, Grimex-ul la dimensiunea care o avea înainte. Acum, din păcate, serviciile de mentenanță sunt la pământ din activitatea de atunci. Da, serviciile de mentenanță. Asta vreau să vă întreb, serviciile de mentenanță acestea. Vedeți, până la un anumit nivel se fac în interior. De către cârpește fiecare cât poate. Nu cârpesc, pentru că sunt anumite lucrări care se pot face în interior, dar sunt anumite lucrări care ne testă o anumită uzinare a componentelor care nu se poate face în interior. Din păcate, nu prea mai găsim cu cine să facem. Și ce se întâmplă în acele momente? Asta e problema, pierzi resursa umană. Pentru că, vedeți, mi-a zis, sudorii au plecat în afară. Toți au plecat în afară. Uzina Gil s-a închis, au plecat la Rovina, s-au mai o parte la Rovina. După aia s-a dispărut și Rovinariu, motorul dispăruse dinainte, așa, au mai rămas ceva pe la Grimex, câte ori mai avea Grimex-ul și restul au plecat în afară, că oamenii nu puteau să stea fără servici. Și acum e greu. În momentul în care vei avea nevoie să zici că vrei să faci anumite investiții mai mari, mai de amploare, nu mai să fiu răutăcios, nu mai cu ce să faci. Fără să fiu răutăcios, numărul de persoane de la aceste societăți s-a redus dramatic tot între 2013 și 2015. Uitați-vă pe situațiile lor. O spune Pârvulescu. Atunci a fost momentul acesta de scindare în care oamenii, datorită situației în care s-au regăsit, au luat alte căi, alte destinații nemai dorite. Jilțul a avut 900 de oameni numai pe uzină. Când s-a făcut societățile, s-au desprinzit, numai 900, numai Jilțul. Mereu la Rovinare au avut mult mai mulți. 1500. Motru au avut și ei, cred că tot vreo 1000. Și deci vă dați seama, da, dacă e cam așa, e cam 3000 de oameni au plecat și de acolo. Nu. Trimite un domn, cel mai probabil este un profil fals, făcut pe domeniul de Facebook. Beginaru vrea acasă să ajungă adjunctului Sorin Olaru la resurse umane. Asta negocia el în comisie. În ce comisie? Nu știu. Bunoaica e cel mai tare lider de sindicat. Sunteți varză, voi nu sunteți lider de sindicat. Același domn transmite mesajele astea. Mulțumim. Eu aș vrea să vă văd și pe dumneavoastră în linia întâi, cum l-am văzut pe domnul Pârvulescu în acel marș al disperării, în protestele care au existat în piața prefecturii. Aici vreau să vă spun, știți care e chestia absurdă? La timpul acela,
Marșul disperării a avut ca și motivare faptul că guvernul tehnocrat, știți bine, vrea să suprime 5.000 de locuri de muncă și să închidă capacități. O capacitate era și capacitatea unei băiatul ăsta, Bunoaică, mare lider. Știți câte au venit în marș? A venit Bădiță cu cineva. Și în rest, eu nu l-am văzut pe Bunoaică și pe ăștia care comentează că ar fi fost în marșul acela. Sau cel puțin să venit în ziua aceea când am ajuns la București și a venit Borc în fața noastră. Da? Ce ușor e să vorbești acum, dar dacă nu erau oamenii aceia care au făcut marșul, nu eu. Eu l-aș întreba dacă ar sta ca mine 10 luni fără servicii pentru lupta cu oamenii. Nu, 150 de procese pe rol aveam la vremea aia cu complexul ultimia. Trebuie întrebat ce făcea el acum dacă nu se făcea acel marș și cariera lui era închisă. Mai comenta pe Facebook pe cont fals și mai era pe ăsta Bunoaică lider. Hai domnule să fim serioși. Nu vedeți că încă o dată uită chestiile esențiale în activitatea lor, pe unde au trecut. Adică nu știu să ierarhizeze anumite chestii care le-a făcut mișcarea sindicală. Nu favoarea lui Pârvulescu, lui Bejenaru sau nu știu cui. Deci în favoarea lor de acolo. Într-adevăr, ceea ce spuneți dumneavoastră... Pentru că, uitați, vă zic o chestie. Au fost ceilalți colegi de la Ișalnița și de la Craiova. Ei încă o dată au înțeles că li se pun locurile de muncă în pericol. Și de acolo au fost sute de oameni cu noi. Că au fost în marș, că ne-au însoțit prin Craiova, că au venit în București. Și de asta întreb. Ai lui Bunoaică câți au fost? Nu au fost nimeni. Poate nu-i interesa, cred că îți povești cu închiderea locurilor de muncă. Mie mi se pare îngrozitor atâta vreme cât există o presiune și amenințări clare din partea unor persoane rău intenționate din administrație vis-a-vis de închiderea unor capacități de muncă. Unii se bat, se duc și luptă pentru interesele angajaților, iar pe de altă parte alții preferă să stea și să asiste nepăsători, după care ulterior se îndreaptă cu tot tirul către cei care au încercat să salveze situația. Să comenteze pe chestii care sunt manipulatori, pe care unul și altul îi le duce pe o direcție. Ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii. Aș vrea să vă întreb care estimați dumneavoastră că ar fi în viziunea pe care o aveți eventuale probleme cu care s-ar confrunta CEO până în 2020-2022. Ar putea apare probleme neprevăzute, am putea asista la o majorare nejustificată de nou a prețurilor de certificatele de carbon. Care ar putea fi eventuale impedimentele în cadrul bunei deci funcționări? Nu pot eu să-mi dau cu părerea vis-a-vis de CO2. Cred că nici cei mai buni analiști în studiul pieței acestei categorii de certificate de carbon nu cred că prevedeau ca anul ăsta să ajungă așa să sară ca văd frumos. Din câte am văzut în permanență toate ieșirile publice pe care le are un analist ce putem bun spune este că există acest material care e aprobat de Guvernul României, care sigur va da un mecanism de susținere mai departe. E o problemă într-adevăr în anul ăsta cu aceste certificate, dar putem spune că problema e rezolvată sau nerezolvată la 30 aprilie 2019. Că anul viitor, contractele care s-au făcut, și sunt publice, că sunt pe site-ul Opcomului, sunt făcute la niște prețuri care acopere în mare acest preț al certificatului de CO2. Doamne ferește să nu mai explodeze odată. Și marea problemă va fi ce facem în perioada asta până în 30 aprilie anul viitor, cum gestionăm cheltuiala din 2018. Domnul Bejnaru, am văzut de fiecare dată un analist foarte bun vis-a-vis de ce înseamnă utilitatea complexului energetic cu Oltenia, este Dan Vulceanu, deputatul în exercițiu al PNL-ului. Da, eu am avut discuții, dar eu vă spun așa, pe termen de 2022, da, 2018-2022, în momentul de față, i-am zis cu domnul Dan Vulceanu la o discuție, ce o n-are cum să intri în solvență. Toate datoriile sunt la zi, nu avem datorii la stat, nu avem datorii restante la furnizori pe termenele prinse în contractul bănci, care este. Așa, bănci la zi, totul este la zi, da? Bun, toate datoriile societății nu depășesc 51% din valoarea activelor societății. Deci nu îndeplinește la ora actuală complexul energetic Oltenia, nu îndeplinește niciunul din criteriile pentru a intra în insolvență. Ori ar trebui să fie cam toate astea, să fie atinse ca să putem să intrăm în insolvență. Prima problemă. A doua problemă. Salariații nu trebuie să sperie dacă cumva 2017 va fi pe pierdere. E posibil. 2018 va fi pe pierdere. Mă scuzați.
Emoții de la Dan Vulcea, nu e de înțeles, că vorbeam despre șeful noastră de partid, da. Înțelegem. E prima oară când v-ați în roșii din gând. 2018 va fi un an pe pierdere, dar eu sunt convins că va fi recuperat în primele 6 luni, datorită informațiilor care le-am și discuțiile cu administrația vis-a-vis de cum au fost încheiate contractele pentru de la 1 ianuarie încolo, în care include inclusiv prețul ăsta fantomă care îl avem la ora actuală la certificate verzi. Și atenție, prețul ăsta s-ar putea să mai și scadă, că până la urmă bursa nu trebuie să o ia numai în sus, bursa poți să o ia și în jos. Ați văzut că mai sunt pe la 18 aveți euro. Aveți așteptări optimiste din câte văd eu, au fost situații. Dar eu, eu ca și politician. În 2008, dacă ne uităm, uitați-vă la prețul CO2 din 2007 sau 2008, un euro case. Și după aia a coborât pe la 2-3. Eu aș evita dacă aș fi... Dan chiar președinte de Vâlceanu? Nu neapărat Dan Vâlceanu, poți să fii Weber, Cârciumaru să te numești. După aia o să zic pe că am ceva cu Dan Vâlceanu. Dacă aș fi un om politic marcant, deputat, senator și asta, aș evita să arunc în spațiu public discuții. Sunteți în faliment, în insolvență, nu o să mai existați pe 2 ani. Tu da, mai bine vii cu soluții și zici, bă, eu o văd așa. În niciun caz să arunci... Vreau să te completez. E foarte periculos, pentru că nu pui în pericol numai societatea. Pentru că gândiți-vă că e o societate mare care nu poate să lucreze cu cash flow propriu. Are cash flow atras de la bănci, da? Mai departe, pui în pericol speranța de mai bine a salariaților. Pentru că o astfel de chestiune îi duce în salariat gândul la... Crește factorul de stres în primul rând. Da, și atunci... Care factorul de stres te termină cel mai mult decât praful ăla din carieră sau de, de la termocentrale sau sucul. Deci stresul te termină. Deci astea sunt chestii care eu unul le-aș evita dacă aș fi deputat sau senator de Gorj, chiar dacă s-ar fi din opoziție, chiar dacă aș fi de la partidul care e la guvernare. Aș încerca să le evit, să le spun sub altă formă și totuși să fiu documentat, pentru că în momentul în care zici că un colos intră, e în stare de insolvență, trebuie să vii cu anumite date și să fii foarte bine. Dar nu spui și un semn de întrebare de ce s-a ajuns aici și cine sunt factorii vinovați în momentul în care un astfel de colos se confruntă cu astfel de probleme? Politic. Istoria asta recent. Guvernul, eu am spus săptămâna trecută, nu se vrea. În momentul în care ai 750 de milioane fond de salarii și 1050 de milioane certificate verzi. Și dacă ascultați-mă puțin, nu dacă merg să cu... fie să știe, băi, ăla e vinovat, ăla și cu ăla. Să știți cei 13.000 de angajați în ce direcție să și. Dar uitați-vă ce face guvernul zi de zi, haideți despre ce vorbim. Ei despre să scape de pușcărie, să dea ordonanța amnistiei, să dea ce vor să mai dea. Ei luptă cu legea, da, cu statul de drept până la urmă. Nu trebuie ce treabă cu economia. Nu, e cu statul paralel, cum îmi place lor. Așa, statul paralel, da, corect, statul paralel. Visează numai paralele. No, chestiunea e că vis-a-vis ce spuneți dumneavoastră, prin faptul că unii fac ceva, că alții vor face ceva, mă refer la politicieni, vor avea cu chestii concrete să se în campanie. Din păcate, până acum s-a ieșit decât cu gulgute. Un alt telespectator ne spune că Bădiță nu era în piața prefecturii la protest împotriva lui Ciurel, bunoai că da. Păi nu erau cu noi în federație. Nu, stai, că aici e eroare. Deci Bădiță deci, nu era în piața prefecturii deci, la protest împotriva lui Ciurel, bunoai că da. Ascultați-mă, păi cine, probabil că el a văzut pe ce, pe Instagram sau pe asta? Pe Facebook, văzut, nu știu. L-am văzut stați direct. Așa că aici au fost mai multe etape. Prima dată bunoai că a fost invenția lui Ciurel cel Răuț. De ce? Să nu uităm treaba asta. Nu, domnul președinte, nu cred că greșesc. Deci, după aceea Bădiță a plecat stai, de la... Stai să o lămurim. Deci Bădiță a fost în piață și cele două sindicate din Motru. Nu chiar din prima zi, că în prima zi am fost noi FNM-ul. De la primul mare meeting ăla cu 7.000 de oameni până la mai micuț cu 3.000. A fost permanent. Cu toți oamenii din Lupaia și din Roșuță. Dacă dumnealui care spune a fost altundeva, eu am fost acolo în balcon, știți că eram portavoce. Da, mai sunt aproape la finalul emisiunii. Vă rog o concluzie a dezbaterii noastre, domnul Bejinaru, după care dumneavoastră domnul Prăvulescu. Eu... Sper să, în primul rând, partea asta de certificate verzi, să nu mai ia în sus, să vină undeva unde a fost pe începutul anului 5, 6, 7 euro, dacă o fi posibil. Îmi doresc politicienii noștri din Gorj să fie mai maturi în gândire, să nu mai arunce informații în spațiu public, pentru că vrând nevrând faci și rău companiei. Nu numai oamenilor din afaceri, rău companiei ca imagine pe ansamblu, pentru că... Pe scurt, încă 30 de secunde maxim. Așa. Cam atât.
domnul Părvulescu? Plec de la titlul dumneavoastră, ce Oltenia pe muche de cuțit. Eu cred că toți cei care văd această companie pe muche de cuțit nu ar trebui să o împingă spre cuțit. Pentru că nu fac rău celor pe care doresc dumnealor să li se facă rău, adică la unii conducători, ci fac rău la cei 13.000 de salariați. Deci fiecare cuvânt spus aiurea ne costă pe toți salariați ce-o despre această companie. Asta da. Trebuie să înțeleg. Despre asta este vorba. Mulțumesc pentru participarea din această seară, domnul Bejineru, domnul Părvulescu. Mulțumesc și noastră, dragi telespectatori, că sunteți calificat aici alături de noi la Acces TV. Vă spun seara plăcută și urmăriți emisiunea de mâine pentru că avem din nou subiecte interesante pentru dumneavoastră. Atunci vă spun seara plăcută și să auzim numai de bine.